Lecție de solidaritate oferită de un elev din Republica Moldova care învață într-un liceu din orașul Buzău. Pentru că vorbește fluent limba rusă și ucraineană, elevul s-a alăturat voluntarilor de la Crucea Roșie pentru a putea dialoga cu refugiații veniți din țara vecină. Ion are 17 ani și de când au venit primii refugiați în Buzău, este zi și noapte la dispoziția lor. Vom merge la camera 301, informăm persoane cazate acolo vis-a-vis de micul dejun care a fost făcut pentru prânz și pentru cină, informăm. Pai la 304-305, avem 4 persoane care trebuie să ne deplasăm să-și procure bilete pentru avion, vor să meargă în Spania. Ion Bogureac este de aproape 2 ani elevul unui liceu din Buzău, acolo unde se pregătește să devină mecanic auto. Vorbește fluent limbile rusă, ucraineană și română, așa că este unul dintre principalii comunicatori pe care autoritățile îi folosesc în dialogul cu sutele de refugiați. Practic, Ion, pot să spun că face undeva la 90% din, poate chiar mai bine, din treaba de colaborare cu refugiați. Eu am plecat doar pe internatul de la LPS, unde când am ajuns acolo nu știam care, cum e, cine e, unde e, cât sunt, ai cui sunt, și în practic în 3-4 ore cu ajutorul lui Ion am reușit să identificăm pe familii și pe fiecare palier. Ion merge cu echipele din prefectură peste tot, să-i cazeze, să le cumpere bilete de avion sau doar stă de vorbă cu ei pentru a le oferi o încurajare. Deși petrece ore în șir în picioare, pe drumuri Ion nu s-a plâns niciodată că este obosit sau că este greu. Face asta din plăcerea de a ajuta. Astfel a ajuns să lege prietenii cu tinerii din Ucraina. Как провел время в этом городе? Понравилось? Я просто мало что видел, но вот мы когда ехали сюда, мне понравилось, красиво очень. Да, ты церковь помнишь? Походили? Да. А спуск puțin ce a văzut, că a stat acolo mai mult la un hotel unde a stat el. A zis că i-a plăcut drumul când am venit de la LPS de acolo, când am venit aici, a plăcut foarte tare. Am vorbit și despre biserică, i-a plăcut biserica și primăria, da. În general le place limba, spun că seamănă cu limba italiană, adică care are substrat latin, adică da. Asta le place. Vorbesc foarte mult despre mâncarea națională, despre mămăligă, despre tot ce se prepară la noi, că citesc cei de pe internet, se informează, sunt curioși. Da. Au fost impresionați de felul în care i-au făcut drumul? Să știți că da, au fost foarte tare impresionați, au zis că nu s-au așteptat. În Republica Moldova tot i-au întâlnit și în România nu s-au așteptat la așa o primire. Le-au fost acordate tot asistență medicală, mâncare, cazare, tot le-a plăcut foarte mult și le place, sunt recunoscători, mulțumesc de fiecare dată când mă văd pe mine sau alt voluntar sau domn polițist, sunt mulțumitori, oameni chinuiți de viață. Conștiincios și ambițios, tânărul este mândria liceului, iar profesorii săi nu au decât cuvinte de laudă atunci când vorbesc despre el. Ion e deosebit, este altfel. El este cel mai bun de la el din clasă, este un copil interesat de studiu și care are și cultură generală. Ion e un copil extraordinar, pot să spun. De ce? Pentru că nu se mai fabrică copii precum Ion în ziua de astăzi. Are o educație extraordinar de solidă, un background foarte bun și ne dă clasă câteodată și nouă profesorilor, pot spune. Lecția de umanitate de care a dat dovadă Ion a impresionat autoritățile buzoiene, care vor să-i acorde tânărului basarabean o bursă de merit.